Bună ziua, sunt Anca Tănăsescu, studentă anul 3 la Facultatea de Horticultură, specialitatea Horticultură. Momentan ne aflăm în solarul chinezesc, de unde vom recolta câteva cale pentru un viitor aranjament floral ikebana. Noi aici învățăm de la a ne produce florile, a le îngriji, până la recoltat și valorificarea lor în diverse moduri, flori tăiate, flori la ghiveci și aranjamente finale. Ok, și o să facem un aranjament ikebana, așa da. Se numește, da? Da, da. Bun. Am recoltat o plantă deschisă, o floare deschisă și vom căuta încă una boboc. În ikebana niciodată nu se face risipă de material vegetal. La ei principiul este mai întâi aleg planta, îmi place cum arată în starea ei naturală și ulterior o tai și o transpun în aranjament. Niciodată nu facem ca la, nu știu, aranjamentele occidentale în care avem florile și ne imaginăm cum le aranjăm. Nu, facem invers. Mai întâi vedem cum arată planta și apoi organizăm aranjamentul. Când lucrăm ikebana, ținem cont de trei elemente. Și nu reprezintă cerul, ramura cea lungă. Soe va fi reprezentată de flori și reprezintă omul și hikae este cea de-a doua ramură care reprezintă pământul. Ele niciodată nu se află într-o poziție simetrică și avem grijă să respectăm niște dimensiuni și nu este cât lungimea vasului plus înălțimea lui ori 2 plus jumătate. Soele este 3 pătrimi din șin și hikae va fi jumătate din șin. Așadar, trecem la pregătirea materialului vegetal, respectiv la flori, unde eu mi le voi scurta la o anumită dimensiune. Tăierile le facem sub apă pentru a nu permite bulilor de aer să intre. Toate elementele pornesc din același punct de pe kenzanu. Acest suport cu țepișor din metal se numește kenzanu, pe care eu voi avea grijă să-l acopăr, astfel încât din poziția privitorului să nu se vadă.
sufletul lui este undeva la nivelul ăsta.